participarea la conferința noastră. Sunt foarte multe semne de întrebare cu privire la actul de guvernare, de la buget până la o decizie care e suficient de mult criticată deja în legătură cu redevențele, de exemplu. Pentru că dacă un interes politic legat strict de supraviețuire la guvernare pentru încă o lună, două sau trei a PSD-ului duce la consecințe asupra bugetului de stat, asupra economiei, asupra mediului privat, dacă toate astea se întâmplă, Partidul Național Liberal trebuie să acționeze și să formeze un guvern.